Salut! Ok, înainte să încep, am să facem un pas în spate. Mai devreme vorbim despre dezvoltare. Facem un pas în spate, vorbim despre dezvoltare. Cât din voi sunteți dezvoltători? Ok, cred că pentru voi o să fie cel mai interesant. Dacă faceți parte din partea de management sau cei care cumpără cărți, cartea Clean Code and Clean Code trebuie să existe neapărat în orice firmă. Nu e chiar ca și o Biblie, dar Biblia este extrem de importantă. O să continui cu o nouă întrebare. Cât din voi ați auzit de Clean Code până acum? Sau e prima dată când auziți de această carte? Ok, deci cei care sunteți dezvoltători, mare parte ați auzit de ea și mă bucur foarte mult. De ce trebuie să scriem în primul și în primul rând cod de calitate? Cod de calitate înseamnă nu neapărat cu puține bug-uri sau issue-uri, ci cod care să poată să fie citit ușor, la care poate să facă ușor mentenanță. Până la urmă, codul trebuie să fie ca și o carte. Asta înseamnă că dacă ne uităm peste cod, îl putem citi de la început până la sfârșit, fără să ne oprim să încercăm să înțelegem linia de cod, ce vrea să însemne sau variabile. Ce e acolo? Sau care este scopul ei? Sau nu mai putem gândi altfel. Câți din voi când citiți o carte, reveniți la paginile anterioare pentru a vedea ce s-a întâmplat? Dacă este o carte de acțiune, de acțiune sau SF. Faceți asta? Ok, nu foarte. Ideea la când scriem un cod de curată trebuie să nu fim nevoiți când citim codul, când citim o clasă, să mergem în spate să vedem exact ce s-a întâmplat acolo sau ce au vrut să facă o anumită metodă. Asta încât să scolăm într-un singur sens, în sensul, da. Bun, cine sunt eu? Mă numesc Radu, Radu Vărvulea, reprezentantul companiei iQuest. Simultan sunt implicat în evenimente de comunitate la nivel local, mai ales mai ales pe tehnologii Microsoft. Deja că sunteți pe Java, nu o să prea am devenit de genul acesta. Bun. Ok. De ce m-am decis să scriu despre Clean Code? Am observat de foarte multe ori, unul, că am ocazia să întâlnesc destul de multe persoane care n-au avut încă ocazia ca să citească această carte, dar după ce încep să citească această carte, toată lumea vine, așa de cool a fost bestial și așa mai departe. Și totodată uităm de foarte multe ori că sunt unele câteva care trebuie să le revenim. Cel puțin o dată la un an, o dată la doi ani, ar trebui ca să le recitim. Sau când ne întrebăm, de exemplu, cum ar trebui să demonesc o metodă sau cum ar trebui să scriu o anumită zonă din cod, mergem la câteva ori să facem un pas în spate, să vedem cum spunea persoana respectivă. Clean Code ar trebui să ajungă o Biblie, pentru că până la urmă sunt acolo reguli care sunt foarte bune, dar ca și eu ce reguli din când trebuie încă dată. Dar poate să fie foarte bun un Boy Scout rule în momentul în care se scrie cod. Care credeți că e diferența între un smart developer și un professional developer? Partea, diferența principală. În afară că partea tehnică există o diferență, deși s-ar putea ca, din punct de vedere tehnic, să fie la fel. În primul și în primul rând, un smart developer întotdeauna va scrie un cod care, deși este perfect, pe vedere funcțional, va fi foarte greu de citit și de făcut metanață pe el. Pe când un professional developer va scrie un cod care este foarte clar, care este ușor de citit, iar mentenanța pe aceasta va fi foarte ușor de făcut. De exemplu, un exemplu următor. Ce credeți că înseamnă el? Variabila definită de către smart developer. Poftim? Rău. 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 Round? Scuze, sau? Rău. 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 Poate fi... poate fi rule și așa mai departe. De fapt, el a vrut să scrie lowercase URL. Dar, din păcate, nu știu cum denumească această variabilă. Dacă ne-am uitat cum ar denumi un professional developer, ar denumi o lowercase URL of the current page. Când citim un număr de variabile, deși este de unde, putem da foarte ușor seama exact care este scopul variabile și felul informații să fie discutat acolo. O video mai era cum slide. Mai era cum slide? Da. Ok, bun.
Să presupunem că ne imaginăm că mai avem un slide care avem un cel mare pe care scrie name-ul, partea de topic de clean code pe care am descris-o în acest articol și ne gândim cum ar trebui să ne denumim clasele. O să ne denumim nu neapărat clasele și ne vedem ce, de exemplu, variabile interne. În primul rând, când căutăm un nume, ar trebui să fie un nume din domeniul aplicației noastre, din business logic-ul clientului. Nu neapărat un nume tehnic sau un nume pe care nu îl scoate de undeva, că ni se pare că merge acolo. Totodată, pe lângă să respectăm standardele la nivel de proiectare, la urmă cu echipa, credem la unii de acord, să nu fie cuvinte care au mai multe înțelesuri sau care îs sinonime. De exemplu, dacă vedem o variabilă sau o proprietate de numită car data și alta car info, ne putem da seama ce fel de informații diferite s-o piața una și ce s-o piața alta. Că data și info sunt foarte, foarte similare, în general, așa trebuie să vedem cam aceleași date în ambele locuri. Un alt exemplu destul de simplu este în momentul în care începem cu denumirea unei variabile, să punem cifre, 1, 2, 3. Sau ne hotărâm, de exemplu, să folosim I, L sau litere care îs la începutul unei nume și pot să însemne și un, și I mare, și L, sau 0 mare și O mare, care sunt foarte, foarte similare între ele. Bun. Și bineînțeles, să ajungem la nivel de clasă și la nivel de metodă. Tot timpul când denumim o clasă, ar trebui să fie, numele ar trebui să înceapă cel puțin cu un substantiv. Sau toate cuvintele care intră în numele unei clase, ar trebui să fie, să exprime un substantiv cu un anumit obiect. La fel și la metode, doar că metodele nu ar trebui să fie formate din substantive, ci din verbe. Sau, worst case, să înceapă cu un verb, astfel încât metodele ne spun acțiunea care o facem și clasele ne descriu un anumit obiect. Dacă vreți să aflați mai multe despre cum faci partea de renaming, vă invit să citiți articolul. Dacă sunt ceva întrebări. Dacă ne gândim puțin la cea întâmplă a fiului liceului, cei care au făcut informatică sau la matematică, tot timpul începem cu I, J, K. Nu știu. Deci cei care au terminat informatică, mai mult ca sigur știu că un for, într-un for o să avem un I, și dacă ne mai trebuie cu un I, dacă mai avem un for în for, cum o să-l denumim? J, nu? Sau K. Eu, de exemplu, că mi-am I, și așa mai departe, la un moment dat, mi-aduc aminte în timpul liceului, aveam al patrulea form, era I, că lucram pe o matrice și tot același rând îl parcurgeam, dar și o altă formă. Și aveam nevoie de 4 I triplate. Așa am ajuns la I. Asta e un exemplu foarte rău de naming. Foarte. Ok. Dacă mai sunt ceva întrebări sau... Da, te rog. Foarte bună întrebare. Dacă există ceva librării sau tool-uri, de fapt, care îți validează codul că respectă anumite convenții. Da, sir. Foarte multe din ele sunt free. Unul care vine din lumea Java este Sonar, care poate să urmeze pe partea de back-end, pe partea de continuous integration și validează că codul verifică anumite standarde. Dar, de fapt, sunt multe plugin care pot fi introduse acolo. Dacă veniți din zona Microsoft, cu tehnologie Microsoft, aveți la dispoziție Stylecode sau FXCode. Ideea, în principiu, că poți să pui niște reguli astfel încât din măcar să nu se dubioasă un anumit proiect, dacă, de exemplu, anumite convenții nu se respectă. Acum, din păcate, nu toate convențiile pot fi enforțate. De exemplu, dacă putem enforța un naming
la o variabilă locală, să ceapă cu literă mică, e destul de ușor de reforsat, e foarte greu să reforsăm ca un moment de metodă să ceapă cu un verb. Sunt diferite tool-uri care fac acest lucru, dar tot timpul aceste tool-uri îți permit să adaugi și un nou verb, că ar putea ca dicționarul să cunoască verbul respectiv. Bun. Mulțumesc foarte mult. Dacă aveți ceva întrebări sau vreți să mă contactați, mă puteți contacta pe Twitter, pe Radu Populea sau pe Facebook. Remarca mea trebuie să zic cu mine.